Fermierii mehedințeni sunt un exemplu pentru noile generații care, odată ce ies de pe băncile școlii, aleg drumul străinătății. În comuna Prunișor, micii antreprenori își doresc ca tinerii să le urmeze exemplul și chiar sunt dispuși să îi îndrume. Satele se depopulează, iar puțini sunt tinerii care vor să mai facă ceva în locul natal. Alții, în schimb, rămân și investesc în domenii care cândva reprezentau o tradiție pentru țara noastră, agricultura și creșterea animalelor. Rădoi Ionuț Alexandru este un tânăr crescător de animale din județul nostru, care s-a întors din străinătate pentru a produce tradițional. Pentru el, unirea este pionul principal, stâlpul de rezistență al fiecărui fermier. De aceea a și înființat o asociație împreună cu alți producători din zonă. Este foarte important ca să faci ceva la tine acasă și să știi pentru ce lupți în general. Nu mi se pare ceva greu să muncești, dacă muncești ai realizări. Și e un lucru foarte bun să vii să muncești acasă și toți tinerii ar putea să încerce chestia asta. Tu, de exemplu, ești unul dintre tinerii care a reușit să facă ceva la el acasă. Da. Cu ambiție, cu răbdare, cu muncă. Fără muncă nu se poate. Și toate vin de la sine. Dacă îți dorești să faci ceva, eu... ok, vei reuși. Nu sunt mulți români care, după ce au muncit ani buni în străinătate, se întorc în țară și investesc aici. Cuvintele de încurajare ale fermierilor mehedințeni ne fac să credem că, dacă vrem, vom avea cu adevărat succes, dar evident cu multă muncă și pasiune. În primul rând, nu s-ar distruge satele. Aici e o zonă cu o populație îmbătrânită. E păcat, e colț de rai. Satul ăsta, Lumnic și, în general, toate satele din mediul rural, colțuri de rai, alții și le doresc. E păcat, tot tineretul a fugit. E adevărat, e foarte greu, primii pași sunt foarte grei. Dar nu trebuie de rămâne demoralizat. Trebuie mers înainte. Și afară se fac sacrificii. Cât zic, vin acasă cu 1.000 de euro, dar cu ce folos? Nu mai e familie, nu mai e copilărie, nu mai e nimic. Pe când aici, obosit cum ești, seara ai pus capul pe perna ta, te odihnești. Eu așa i-a sfătui. Acum rămâne la alegerea fiecăruia. Important să se asocieze. Altfel nu fac. Individual nu se poate face nimic. Să fie uniți. Uniți. Uniți ajungem bine. Nu, e foarte greu. Păi în primul rând, eu până acum am făcut chestia asta și am fost foarte satisfăcut. Dar e bine să fie și ajutor, ca așa, și tineretul să prindă încredere. Doriți ca tinerii să vă urmeze exemplu. Da, foarte mult. Foarte mult. România are un potențial agricol uriaș, însă prea puțin pus în valoare. O șansă reală pentru revigorarea comunităților locale o poate reprezenta creșterea animalelor și agricultura, însă este nevoie de multă pricepere, implicare și muncă.